Și când avem alături de noi oameni cu experiență în zona vânzărilor, îi folosim. Iar unul din acești oameni este Ianoș. Are o experiență solidă în vânzări și recent a reînceput călătoria lui Life Farm din perspectivă de business, după ce înainte fusese doar un consumator și, hai să zic așa, timid recomandator de produse. Acum însă a dus lucrurile la totul alt nivel, a dus experiența lui de vânzări aici și azi ne va vorbi despre cum să abordăm persoanele la telefon. Pentru că atunci când faci un business, mai ales în ziua de astăzi, foarte des se întâmplă să fii nevoit să pui mâna pe telefon și să suni o persoană recomandată. Cum faci asta cel mai bine? Ne va spune Ianoș. Ianoș, ne auzi? Da, bună seara tuturor. Mulțumesc pentru că mi-ai oferit markerul în seara asta pentru 10-15 minute, dacă mai aveți răbdare. Și ca și orice training sau orice întâlnire, începe cu o întrebare. Întrebarea ar fi dacă vă place muzica clasică. Da. Cu siguranță tuturor. Credeți că un artist, un pianist, între două spectacole se antrenează? Ok, mulțumesc. Așa trebuie să facem și însă, așa facem. În dimineața asta am avut o întâlnire și am ajuns de comun acord că întâlnirile noastre și de training poate să participe oricine. Deci nu atragem oamenii ca să intre în business și pe urmă să se dezvolte, au oportunitatea să intre, să ne cunoască și să vadă dacă le place și dacă le place atmosfera, echipa poate să vină alături de noi. Așa este, Sergiu. Ok. Lucrez de mai bine de 3 ani în vânzări și am început în 2017 în Life Farm ca și consumator, ca și IBO, așa mai timid, cum a zis Sergiu. Am cumpărat câteva boxuri de pliante, le-am împărțit și am văzut că nu se întâmplă nimic și m-am lăsat. N-am avut încredere în produse și am spus că nu e pentru mine. După 3 ani de zile, aproximativ, am văzut o postare pe Facebook de la lui Sergiu, unde am văzut că nu mai pune accent pe produse, nu mai pune accent pe vânzare, ci mai mult pe dezvoltare personală și de a forma o echipă unde toți se simt minunat. Și asta m-a atras. Și m-am dus fără să fiu invitat de nimeni, bine, cu aprobarea lui, m-am dus la prima prezentare. Și de atunci am avut oportunitatea și plăcerea de a mă întâlni și cu doamna doctor Marieta, care mi-a lungat toate obiecțiile privind ce am avut obiecții legate de produse. Am vrut să particip la niște cursuri John Maxwell, am început cu dimineață, cu minutul cu John. Am avut pe urmă surpriza să mă cunosc cu Erica, am făcut împreună și primul curs și așa mai departe și jocul continuă. Hai să trecem acum la un mic training. Aș vrea să vă întreb dacă probabil că ați fost puși în situația să dați un telefon și să abordați o persoană necunoscută. Vi se pare mai greu să abordați o persoană telefonic decât face-to-face? Mie da. Mie da. Da. Și mie. Sunt și pentru face-to-face. Nu pot să transmit prin telefon ce transmit. Ok. Și atunci, cum am spus și cum este și Sergiu, suntem oamenii cifrelor, am studiat mai de mult această problemă. Oare de ce este mai greu să vorbim la telefon decât face-to-face? Matematic. Dacă pot să demonstrez matematic, pentru mine este foarte simplu. Și am început să studiez niște lucruri despre comunicare. Probabil știți că comunicarea are mai multe părți. O parte ar fi comunicarea... Da? Scuze că te întrerup. Dacă vrei să dai drumul la PowerPoint, da? Să-l vedem ai făcut, și noi. Mai ai făcut?
Poți jos în ai share screen. Ok. Așa. Și dă-i run meeting și e gata. Se vede? Da, da, se vede. Deci, în comunicare, doar 7% reprezintă comunicarea verbală. Comunicarea non-verbală, aproximativ 55%, și cea paraverbală, 38%. Când vorbim la telefon, nu ne ajută comunicarea non-verbală. Deci ne mai rămân exact 45% din comunicare. Asta este cea mai simplă formulă de a demonstra că vorbitul la telefon este o meserie destul de complicată și grea. Hai să trecem la treabă, să nu vă rețin foarte mult. Abordarea telefonică a prospecților recomandați. Când, săptămâna asta ne-a arătat Sergiu un instrument prin care putem să avem primul contact cu un prospect și în urma discuției obținem recomandări persoană necunoscute. Obiectivul trainingului este de a sprijini colegii pentru a construi un script și un scenariu în acest sens. Subiectele prezentării este scopul abordării telefonice, construirea unei abordări telefonice reușite, greșeli frecvente, rezolvarea obiecțiilor, sfaturi și recomandări. Care este scopul abordării telefonice? Evident, avem un singur scop, de a stabili o întâlnire. Construirea unei abordări telefonice reușite, pentru a avea o structură mai ușoară, folosim o tehnică care se folosește în vânzări de mai bine de 80 de ani, AIDA. Ce înseamnă acest acronim? Practic, abordarea telefonică are 4 etape. Trebuie să captăm atenția prospectului, trebuie să stănim interesul prospectului prin oferirea de beneficii, trebuie să stănim dorința să vrea să se întâlnească cu noi și să avem detaliile pentru întâlnirea care urmează să se întâmple. Cum începem? Ca și orice discuție, salutăm. Trebuie să avem grijă ca salutul să fie corect ancorat în momentul zilei. Ce înseamnă asta? Știm foarte bine. Până la ora 11 este dimineața, între 11 și 18 ziua și seara după ora 16. Pasul 2. Ne prezentăm. Aici v-aș recomanda să folosiți nume, prenume și ce considerați voi că reprezentați în cadrul companiei. Poate să fie, de exemplu, consultant, distribuitor sau pur și simplu membru în echipa LifeFarm. Ce face după ce am salutat și ne-am prezentat? Facem o mică pauză. Acesta îi dă dreptul prospectului să te salute. Asta înseamnă conectare. În acest moment începe comunicarea. În acest timp putem face mai multe lucruri, tragem aer în piept sau bem o gură de apă. Să beau și o gură de apă. Pasul 3. Trebuie să ne asigurăm că vorbim cu persoana potrivită. Există riscul că atunci când suni să-ți răspundă altcineva. Și acest lucru este de multe ori contabilizat ca și o greșeală a noastră. Cum validăm? Foarte simplu. Întrebăm. Aș dori să vorbesc cu domnul Popescu, Ionescu. Punctul 4. Trebuie să obținem acordul clientului asupra discuției telefonice. De ce? Să vedem dacă este disponibil la dialog. Cum facem asta? Trebuie să știm cât durează o abordare telefonică. Poate la unii durează mai mult, la alții mai puțin. Important este că dacă durează 5 minute, cerem acordul pentru 5 minute. Dacă durează 2 minute, cerem pentru 2 minute. Nu minuțele și nu câteva secunde, care trec foarte repede. Trebuie să fim profesioniști. Un exemplu îmi permite să vă rețin atenția 3 minute. Aici, dacă avem noroc, dacă am fost profesioniști, obținem primul da. Ce facem după aceste 4 etape? Luăm încă o pauză. Clientul îmi răspunde și mai trag o gură de aer. Aici avem două posibilități, ori spune da, ori spune nu.
Dacă spune da, atunci mergem mai departe. Dacă nu, atunci încercăm imediat să transformăm acest nu într-un da pe viitor. Dar asta într-un training, un alt training. Unde captăm atenția în toată discuția asta? Pentru că nu am spus multe lucruri despre noi, în mod normal nimic din ce am spus nu este așa de interesant, încât clientul să-i fi captat atenția. Este important modalitatea în care spui, tonul vocii, puterea din voce și încrederea în sine pe care o transmiți. Aici aș vrea să fac o mică paranteză. Câte cuvinte credeți că poate rosti un om per minute? În medie cam 90-100. Ardenii poate chiar 80, cei din sud peste 120. Așa. Să vă și văd. Și câte cuvinte poate să absorbe creionul nostru? Aici aș vrea să scrieți încet ca să... Deci vorbim 100 de cuvinte pe minut și înțelegem, absorbim unde este cetul. Așa. Din păcate, nu văd, nu mă descurc. Mă ajut, Sergio. Sus în dreapta ai meniul acela cu trei punctulețe. Dacă dai pe el, îți deschide o fereastră, un pop-up și de acolo poți alege chat-ul. A, da, da, tot nu se deschide. Nu se deschide. Asta este. Dar îmi spui tu ce cifre ai văzut. 30, 50, 15, așa. 40, așa. 50. Super, super. Deci aproximativ 600. Deci putem rosti 100 de cuvinte și... creierul nostru înțelege aproximativ 600 cuvinte pe minut. De ce este acest lucru important într-o abordare telefonică? Știți de ce adormim când ne povestește cineva? Pentru că creierul nostru poate absorbi 600 de cuvinte, dar primește doar 100 de cuvinte. Efectiv, se plictisește. Și această stare îl duce în zona de adormire. De asta este important să implicăm și paraverbalul, pentru că trebuie să acoperim diferența asta de 500 de cuvinte pe minut, care în 2 minute înseamnă aproximativ 1000 de cuvinte. Și acum vine pasul 5, declarația de beneficii. Aici eu am făcut un script, dar fiecare dintre voi trebuie să aveți scriptul vostru. Este foarte important. Un exemplu este, vă sun la recomandarea doamnei Doina Popescu, o cunoașteți, nu-i așa? Asta este foarte important, să facem legătura cu persoana care ne-a dat recomandarea. V-am sunat pentru a stabili o întâlnire de aproximativ 30 de minute. Acum putem spune pe Zoom, pe WhatsApp, pe Skype, pe ce medii mai avem, în care să vă prezint un mod prin care, cu ajutorul unor produse extraordinare, puteți aduce o îmbunătățire semnificativă a calității vieții dumneavoastră din foarte multe puncte de vedere. Doamna Doina a considerat utile informațiile primite și mi-a spus că și dumneavoastră ați putea beneficia de ele. Și imediat stabilim detaliile întâlnire. Aici este o tehnică. Oferim două alternative. În momentul în care avem două alternative, alegem între cele două alternative. Dacă ni se oferă doar o dată sau o oră, atunci ne gândim dacă mergem sau nu la întâlnirea respectivă. Ați fi liber azi la ora 16:30 sau mâine la ora 10? Și confirmăm detaliile întâlnirii. Unde, da, în acest moment nu putem într-o cafenea sau știu eu, stabilim o întâlnire pe Zoom, că așa suntem noi obișnuiți acum cu Zoom-ul. Greșeli frecvente, textul pare a fi citit, nu facem suficiente pauze, ritm prea alert, voce slab audibilă, vorbire nearticulată, vorbire cu tonalitate ridicată, folosirea non-cuvintelor. Rezolvarea obiecțiilor, obiecțiile clienților cu ce m-am întâlnit eu până acum, va dura mult, nu mă interesează, nu vreau să cumpăr nimic, nu am bani, nu am nevoie, sunt preocupat, vă pierdeți timpul, este vorba de afacere piramidală, trimite-l pe mail și cam atât. Probabil sunt mult mai multe. Am luat două exemple, sunt preocupat. Nu putem rezolva foarte simplu, știu că sunteți o persoană foarte ocupată, motiv pentru care v-am sunat din timp pentru a planifica împreună această întâlnire. O altă obiecție, nu mă interesează. Înțeleg că nu vă interesează, pentru că nu ați avut posibilitatea să vedeți despre ce este vorba. Tocmai de aceea vreau să ne întâlnim și să
puteți decide singur, cunoscând toate detaliile. Sfaturi și recomandări. Eu v-aș recomanda, dacă niciodată, să nu cereți voie pentru deranj și nu vă cereți scuze. Pentru că nu ați greșit cu nimic, vreți să oferiți informații valoroase. Nu vorbiți repede, nu monologați. Și ce este foarte important, în cazul unei abordări telefonice, cineva cumpără și cineva vinde. Ori clientul cumpără de la tine și stabilește întâlnirea, ori tu cumperi motivul pentru care el nu trebuie să se întâlnească cu tine. Și încă un sfat, este mai bine să te vorbești cu 100 de persoane de 10 ori decât să vorbești cu 1000 de persoane o singură dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție.